treacă și să cânte lotariile și să arunce cu banii, da, 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 da. Să mânta și să petreacă, să petreacă, din pahare vinul să tot treacă și să cânte lotariile și să arunce cu banii, da, 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 da. Ai, 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 o cenută mare, ai, la, 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 cine de valoare. Ai, 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 o cenută mare, ai, la, 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 cine de valoare. Ai, 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 o cenută mare, ai, la, 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 cine de valoare. Ai, 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 o cenută mare, ai, la, 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 cine de valoare. O cenuntă mare o să facă el când o să facă un pic mai mare. Da. Ai, 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 o cenuntă mare, hai, la, 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 cine de valoare. Îmi place, deci, refrenul. Măi, dar nu-i mânea asta. Nu. Etnodance. Nu. Etnodance? Da. N-ai văzut că e dance. Mi-a lăsat aminte doamna Constanța când mi-a povestit de formații care își mai schimbă cumva. Uite, cele de la Bambi au dat-o da, pe... Da, au dat-o pe etno, da. La română, pe... Pe etno. Așa. Cine mai e? Stai că mai sunt niște fete care tot așa au cotit-o un pic, s-au dus. Elena Gheorghe, care a fost la Mandinga. Da, scoate un album, am auzit. Cred că și-a scos, nu știu. Da, numai la anunți. Toate ziua e la anunți. De dimineață și până seara. M-am mâncat buricul degetului să dau pe YouTube. Marius Baldovin. Și mi-apare o grămadă. Mi-apare o grămadă de apariții TV ale tale. Marius Baldovin la emisiunea Cutare, la emisiunea Varzăneață, la... Uite, și la Zilele Orașului Motru. Zilele Orașului Motru. Am avut mai multe, dar am pe DVD și nu le pot... Și la Vis de Dimineață. Da, la... Vă mulțumesc pentru... La Edno TV și tot așa. Bravo ție. Așa. Ia să vedem ce ne spune nou Romeo pe Messenger. Cât... Așa.
Îl salutăm și noi pe Romeo încă o dată. Piesa numărul 2 a ta, pe care vrei să o cânti astăzi, se numește cum? Mama mea, Icoană Sfântă. Deci la asta am pus foarte mult suflet, pe această melodie. Însă nu am pus multe efecte, am făcut-o chiar live așa. Simplă? Da, am pus puțin efect pe ea ca să vadă lumea. Dar cine, textul la melodia asta pe care ai cântat-o acum, cine ți l-a făcut? Eu. Și de la piesa numărul 2, cu mama? Tot eu. Și orchestrarea, muzica? Am niște prieteni care îmi face... Îți fac lucrurile astea. Da, și datorită lor le mulțumesc foarte mult pentru aceasta. Da, cine se salut... De unde sunt? Din București? Din județul Gorj. Îl salut și pe Nanicu Balan și pe doamna Vali, care ei foarte mult m-au ajutat pe calea asta. Care vă se de doamna Vale Bălan este educatoarea mea de la centru de Bătăneni și datorită dumnei chiar să știți că m-a ajutat foarte mult pentru că, virgulă, copilul dumnea ei este solist cu vioară, știți? Și datorită lui, da, foarte mult. Mulțumesc. Bravo lor. Deci... și o salutăm dacă cumva se uită acum la televizor. Sper să se uite, că... Ai anunțat-o sau nu? Nu, am anunțat că n-am avut nici timp. N-ai avut timpul necesar, bun. Să anunț. Unde te vezi tu peste 5 ani, peste 10 ani? Unde mă văd? Păi, eu sper să continui și cu muzica și cu facultatea. Apropo, nu m-ai întrebat cu facultatea. Că mi-a să-și aminte de facultate. Dar, păi, nu te-am întrebat că urma să te întreb. Asta era următoarea întrebare. Da, de asta vrei să-mi pui o capcană sau ce era asta? Ai terminat școala, nu? Ai dat și bacul? Am dat și bacul, l-am luat. Da, l-am luat. E bine că l-ai luat, atunci felicitări. Și mă înscriu la facultatea de drept la Titu Maiorescu din Târgu Jiu. Păi te-ai înscris sau te înscrii? Urmează. Mă înscriu. Bun. Deci mă înscriu. Câți ani se fac la drept acum? 4 ani. Dar de ce la drept? Nu puteai să te duci la medicină? Uite că tot avem noi pe prietenul nostru în culise de la medicină. E foarte grea. De la inginerie construcții. Acolo. Nu, Dorele, mai mută scara mai încolo, mai prinzi puțin. Ce nu te mare, știi? Oxide din asta. Ce vreau să spun? Nu. Vreau să mă fac avocat. Felicite, meserie nobilă. Văd pe altul, să judec pe altul. Să judeci, aici era ciocană, aici stai că nu e cu altul judecat, asta e la licitația. 3 luni de pușcărie, ce ai furat găini, 6 ani și tot așa. Chiar crezi că... Să știi că este... soluția asta? Da, eu, ca avocat, da, să-i găsesc tu. Da, mă, că iar greșit, este judecătorul, procurorul care dă cu... Da. Vă dă mamă cu biciul în mine, 5 luni, 2 milioane. Dar de ce neapărat avocat? De ce nu, uite, judecător, procuror, jurist? Oricum, ești parcă jurist imediat după urmă. Da, sunt mai multe posibilități de la facultatea asta, ești mai multe. Dar uite, însă, avocat, cred că este o bună meserie pe viitor. Ok. Faci încă 4 ani în facultatea, da. Vei mai rămâne în centru... Da, până la vârsta de 26 de ani. După 26 de ani ești liber ca pasăra cerului să faci ce vrei și să te duci unde vrei. Dar sper să-mi găsesc undeva loc de muncă și să stau undeva cu chirie. Că... N-ai ce să faci. Dar posibilități nu există. Nu există posibilități foarte mult. Am înțeles. Ai vreun chef, vreo petrecere, vreo nuntă, ceva? În lunile următoare? Programată deja? Să nu le spui nici unde și nici la cine. Da, deci am câteva, dar nu pot să spun unde și cum. Deci am. În Craiova ai? Nu, în Craiova rar să am așa întâlnit o dacă intru pe site-ul tău, găsesc o adresă de contact, un număr de telefon, fără să spun numărul de telefon. Nu. Nu găsesc. Găsești pe site-ul meu la contact, da. E și adresa mea. M-a făcut și curios, adică cum? Unde e? Contact. Ia. Aia se ia.